Oameni de pe tot internetul, o ardem cu un nou tutorial în această zi minunată de joi, bineînțeles, cu un tutorial la micuțul nostru magazin de cărți. Nu știu sincer să fiu cum să-i zic, practic nu am o idee, un nume pentru chestiuța asta micuță de reston care se află în spatele magazinului de cărți de pe breaza haiducilor. Dragilor, tot mecanismul ăsta o să fie format din trei bucăți, mai exact, bucata de sus, bucata asta de jos cu pistoanele și cu astea și bucățica asta micuță de aici care o vedeți voi în față. Pentru chestiile astea două de aici o să avem nevoie de itemele astea. Practic ne trebuie 8 pistoane, 8 dropere, 2 redstone comparatoare, 8 repeatere, 9 torțe, 24 de bucăți de redstone și o săgeată și un item frame, bineînțeles, și blocuri de construit. Deci de astea să nu uităm niciodată, o să avem nevoie de ele. Dacă spargem asta și luăm noi toate astea frumușe la noi, toată schimuța asta are undeva la 7 blocuri înălțime și 4 în lățime. Dacă ne uităm, 1, 2, 3 și 4 cu totul. E bine, săgetuța asta, adică sistemul nostru de selectare, o să fie undeva la al 6-lea bloc, adică undeva aici. Trebuie să punem un item frame, după care putem să spargem restul și putem să lăsăm, bineînțeles, o chestie de genul ăsta, uite așa, ca să avem unde să punem fie item frame-uri, fie semne cu ceea ce vreți voi să vindeți din magazinul ăsta. După care, pe blocul din mijloc avem item frame-ul cu săgeata în el, puteți să puneți orice bloc care are, și puteți să puneți și o torță de redstone și un mâner, orice bloc care să fie, să arate ca și o bară, să zicem așa, ca să putem să selectăm practic ceea ce vrem de acolo. După care, sub blocul ăsta, o să punem un alt bloc pe care o să vină un comparator care o să ia semnalul de la săgeata asta, în fața lui un alt bloc, o bucățică de redstone, un bloc de sprijin, după care un prim bloc în sus și continuăm tot așa cu încă 7 blocuri. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Să fie 8 blocuri în total. Pe blocurile astea o să punem torțe de redstone, uite așa frumușel, pe fiecare bloc în parte. După care, sus ne trebuie pus redstone, exact așa cum arată aici. Și aici încă un bloc, încă un bloc și încă un bloc. O să punem o torță de redstone aici, un comparator activat aici, după care continuăm până în capătul ăsta, tot așa cu blocuri, și punem redstone. Pam, 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 pam și pam. După cum vedeți, în momentul de față am format, să zicem așa, un clock, adică un ceas. Dar ca să dezactivăm noi ceasul ăsta, aici în față o să spargem asta, o să punem un bloc, încă unul, și o să repetăm chestia asta până aici. Deci, practic, avem o formă de L, ultimul bloc îl lăsăm liber ca să se conecteze toată nebunia asta. Și după cum vedem, toate astea sunt stinse, mai puțin torța asta de aici. Pe ce principiu funcționează toată schema asta? E bine, aici comparatorul ăsta compară semnalul de la o torță de redstone și îl duce pe aici așa frumușel până aici. Iar comparatorul ăsta compară semnalul de aici, de la chestiuța asta, și practic normal ar veni până aici. Deci dacă eu în momentul de față aș deconecta cum ar veni chestia asta, am vedea că toate astea sunt aprinse. Și dacă lăsăm să se conecteze din nou, toate sunt stinse, mai puțin asta, adică aici se întrerupe semnalul de redstone. Și de fiecare dată când schimbăm chestiuța asta, se mută cu o torță mai încolo. Pac, 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 și când revenim înapoi, vine la prima torță. Acum că am construit partea de sus care practic controlează pistoanele astea, o să punem pistoanele. Pentru asta o să avem nevoie de un bloc care să vină pus fix sub torța asta, după care un sticky piston cu fața în jos și de aici încolo ne ducem exact așa pe sub fiecare torță. Grijă mare să nu conectați pistonul exact sub torță, pentru că o să fie activate toate pistoanele aproape. Deci practic trebuie să fie cu un bloc sub torță. Unde este torța, puneți un bloc, după care puneți pistoanele. Aici o să avem nevoie de niște blocuri. Unul o să vină pus așa pe pistonul ăsta, după care fiecare bloc în parte o să vină pus frumușel, uite așa, sub blocurile astea. În spate la blocurile astea o să avem ceva de genul ăsta. Așa. Și încă un rând. Așa. După care fiecare o să aibă câte un repeater.
Pleacă medici. Cu lamele tale, cu tot. Așa. Și cu restul în fiecare, la fiecare repeater în spate. Deci, practic, o să avem 8 repeatere, 8 bucățele de redstone. Cu asta am terminat, cu asta am terminat și cu asta am terminat. Și acum ce ne interesează este să punem dropperele fix lângă bucățica asta de concrete. Bine, voi puteți să folosiți orice veți voi, piatră, cobblestone, indiferent, nu contează. Dar astea să fie puse cu fața în jos. Uite, așa frumușel. O să avem 8 dispensere. Perfect. Aleup. Iar acum, aici, dacă voi vreți, pur și simplu puteți să faceți treaba asta. Uite așa, să zicem. Și puteți să puneți, de exemplu, gheață acolo și apă. Ca să faceți itemele să ajungă în locul în care vreți voi să ajungă. Și cam asta este cu partea a doua din construcție. Practic, avem deja chestia care selectează și mută pistoanele. Și pe lângă asta avem chestiuța asta mică de aici din spate, la care dacă îi dăm un semnal de redstone o să activeze doar dropperul ăsta de aici. Acum, ca să construim chestiuța asta micuță și interesantă care să ne ajute mai încolo, o să avem nevoie, cred că chiar de 3 repeatere, dacă stau bine să mă gândesc. Pentru că noi dincolo am avut făcută o schemă, ceva de genul ăsta. Dar din păcate era ok să mai fi pus încă un repeater, gen să fie ceva de hopper. Gen să fi fost ceva de genul ăsta. Avem un hopper aici. După care încă un hopper aici. După care o să avem un hopper, uite aici așa. Perfect. O să avem o chestie de genul, pac, pac și pac, ceva de genul ăsta. Și uite, aici o să avem un comparator, două bucățele de redstone și un repeater. Și aici în față o torță de redstone. Și aici sus, în chestiuța asta, o să avem nevoie de 21 de iteme, puse cum vreți voi, nu contează, trebuie să fie 21. După care o să avem nevoie de itemul pe care vrem să îl primească hopperul pentru a vinde chestiuțele noastre. Și dacă ne uităm și noi și punem aici încă un de ăsta, o să trimită un semnal și o să avem un diamant în partea asta alături de jos. Acum, pentru a trage semnalul de aici, o să avem nevoie de nebunia asta micuță. Acum, după ce am făcut tot sistemul ăsta plus sistemul ăsta, o să avem nevoie să luăm semnalul de la torța asta și să-l ducem înspre linia asta de redstone cu repeatere, ca practic atunci când persoana care vrea să cumpere ceva aruncă un diamant în jucăria asta, să se activeze unul dintre dropperele astea, practic care ai selectat, și să trimită un item persoanei respective. Și ca să facem asta, după cum ziceam, trebuie să tragem semnalul de redstone de aici. Adică putem să luăm niște blocuri de genul ăsta. Aici o să punem așa și aici așa. Deci practic mergem 1, 2, 3, după care punem un bloc sus, 1, 2 și să ajungem să ne conectăm aici. E bine, ca să putem să facem treaba asta, ne trebuie un inversor de semnal. Inversor de semnal înseamnă chestia asta. Punem o torță de redstone aici pe chestiuța asta și tragem de aici o bucățică de redstone, un repeater trebuie să fie pus pe 3 ticuri. Și în momentul de față, torța de aici este stinsă. Dacă punem o bucățică de redstone, vedem și noi că avem, cum ar veni, semnalul oprit. Și pentru scopuri demonstrative, ca să zicem așa, o să facem noi o chestiuță de genul ăsta aici. Luăm un buton de piatră, să zicem, excelent, și îl punem aici. În momentul în care eu o să apăs butonul, dropperul o să arunce un diamant în hopperele astea, care o să ajungă aici. Și o să activeze nebunia asta, o să activeze practic chestia asta de aici și o să ajungă hopperul, o să ajungă în hopperul de aici de jos. Asta, bineînțeles, puteți să-l puneți invers și să-l conectați la niște cufere, n-are nici cea mai mică importanță. Deci în momentul în care eu apăs pe asta, pac, pac, toată chestia s-a activat. Și diamantele ajung aici jos, în hopperul ăsta. Easy peasy, lemon squeezy. Dacă mărim aici delay-ul,
practic nu se mai dezactivează ăsta, pentru că avem pulsul de la torță prea scurt, nu se mai dezactivează nebunia asta și omul nu o să primească nimica pentru diamante. Dacă avem pulsul prea scurt iarăși, bă, uite, aparent merge și cu două, simplu. Da, eu am zis că să-l punem pe 3 ca să fim 100% sigur că se activează toată jucăria. Destul de simplu, destul de eficient. Dragii mei, astea fiind spuse, cam ăsta este sistemul. Practic, în loc să aveți aici chestiuța asta micuță, uite așa, o să aveți ceva de genul. Aici o să vă fie podeaua, saca, paca, easy peasy lemon squeezy. Și cel mai probabil aici deasupra o să aveți un carpet, nu știu, de care vreți voi. Noi am pus roșu, spre exemplu. Bam. Lumea o să vină, o să-și selecteze ce cărticică sau ce vindeți voi vrea să-și ia. Aruncați itemul, după care de aici o să se ducă printr-un culoar cu apă și o să vină printr-un lift sau ce vreți voi. O să ajungă itemul undeva sus la player. Na, după cum ziceam, dragii mei, astea fiind spuse, cam atât a fost cu acest micuț tutorial. Sper să vă fie de folos și să-l folosiți și voi dacă faceți magazine sau alte chestii, știu eu ce. Și noi să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao, les!